Nu va mai dura mult până când șoferii vor putea ajunge pe 4 benzi la autostrada 1 pe porțiunea drumului județean 691, care pornește de la centura Timișoarei și trece prin Giarmata. Șantierul e aproape de finalizare, pe tronsonul de aproximativ 7 km, iar antreprenorul se va încadra în termenul prevăzut conform celor mai recente estimări. Lucrările la tronsonul 2 al drumului județean 691 au început în urmă cu aproximativ 4 luni și jumătate, iar acum au fost realizate cea mai mare parte a acestora, inclusiv pistele de biciclete, la care s-au montat și bordurile. Au fost realizate sensurile giratorii, dar și bretelele de legătură. La final, pe întregul tronson de 7 km se va circula pe 4 benzi până la autostrada 1, iar pistele de biciclete vor fi amenajate pe o lungime de 6 km. Vor fi racordate străzile laterale și amenajate accesele la proprietăți, dar și sensurile giratorii. Vor exista dispozitive de scurgere a apelor, elemente de siguranță a circulației și iluminat în sensurile giratorii. Va fi amenajată trecerea la nivel cu cale ferată și vor fi relocate rețelele de gaz și liniile electrice. Săptămâna viitoare vor fi realizate marcajele provizorii ale șoselei. În ceea ce privește primul tronson al drumului județean 691, care trece prin Dumbrăvița, situația este în urmă. Șantierul întârzie, iar problema stâlpilor transportului în comun pare să persiste. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 70 de milioane de lei.